Începem cu începutul, da? Ce sunt vânzările? Cu voi de vorbesc. Am unde vreau să-mi spun ce sunt vânzările. Ce credeți voi? Ce crezi tu că sunt vânzările? Vânzările înseamnă să știi să folosești limba, ce ți-am spus ție mai devreme. Vânzările înseamnă să știi să vorbești, da? Și eu acum o să fac cu voi exact cursul pe care l-am făcut eu pentru platformă, da? Și după facem niște întâlniri în care discutăm despre ce înseamnă marketing, da? Cum să faci descrieri, cum să faci poze, cum să folosești Photoshop, cum ce e la thumbnail, unde se găsești audiența. Fiind, toți înainte ziceau că vânzarea arată 20% din vânzare este dată de calificare. Ce înseamnă calificare? Adică să vezi dacă clientul se potrivește cu ce vrei tu să vinzi, da? 10% contează relația pe care o ai tu cu el. 40% e sfârșitul prezentării și 30% e prezentarea. Eu o porcărie asta, da? Și o fac în felul următor. Eu fac cu X-ul. E o porcărie. Și de ce e o porcărie? Pentru că nu există a, în momentul ăsta sunt în etapa aia și trebuie să vorbesc așa, a, în momentul ăsta, nu, nu stai că acum treci la nu, nu există asta. Vânzarea începe în momentul în care deschizi gura. Deci nu există acum sunt la etapa aia, acum sunt la etapa aia, dar stai că trec prin chestia asta, vânzarea începe în momentul în care deschizi gura. Vânzarea începe în momentul în care te vede, vânzarea începe în momentul în care ai deschis gura, da? Trei lucruri de care trebuie să țineți cont, cele mai importante și e cam simplu, cam asta să fie tot ce discutăm astăzi, da? Eu, după ce termin o să discutăm împreună. 1. Raport. Ce înseamnă raport? Bravo. Raport înseamnă relație. Primul lucru de care trebuie să ții cont este că trebuie să formezi instant o relație, o legătură între tine și client. Cum faci asta? Cum formezi tu o relație cu clientul? Și atenție, relația înseamnă la nivel de subconștient, adică el trebuie să te placă pe tine. Cum te faci tu? cum vorbești, cum te miști, cum faci Așa, continuă. Cea mai greșeală pe care o fac ce orice salesman la început, orice novice, este să zică, a, pescuiești? Ba, și eu pescuiești. Vrăjeala de -aia, gen, ca să parcă avem lucruri în comun, înțelegi? A, ce tare, sau zâmbește prea mult, sau e super entuziasmat, mamă, ce bucur să te văd, gen... E prea mare lingușa la momentul în care intri într-o interacțiune cu clientul și începi să zici, mamă, ce... începi să lingușești, creierul zice, ok, salesman, își dă seama, gata, nu, nu vreau să mai vorbesc cu tine. Ești prea sales. Modul în care zici, mamă, ce bucur să vă văd, e prea sales. nu trebuie să sune salesman, niciodată nu trebuie să sune salesman. În momentul în care încep cu lingușeala, pe partea emoțională, și nu înțelegi că e o vânzare, gen, bă, e o vânzare. Omul știe că tu ești businessman, da? Omul știe că el vrea să cumpere, Eu o vânzare și trebuie dată de ta. nu trebuie over exaggerated, înțelegi să fie prea mare lingușeala. Vânzările sunt goal-oriented, adică e un singur lucru de făcut. Să vinzi. Gen, nu ești acolo să zici, mamă, cum s-a fost ziua de azi? Și să vorbești că zice, să închizi telefonul. Nu faci asta. Gen, tu ești acolo să vinzi. În momentul în care ți dat seama că nu poți să vinzi, închizi telefonul. Nu mai stai la discuții. Treci la următorul. Înțelegi? Primul lucru pe care trebuie să-l faci în momentul în care interacționezi cu orice om, aici nu vorbim de clienți, în momentul în care interacționezi cu orice om, e să-l faci să te placă. Și cum faci chestia asta? O să intru în mic detaliu și o să urmeze alte dăți în care ne și intru în uh, amănunt, da? Cum faci chestia asta? Prin modul în care te comporți, prin modul în care te miști și prin modul în care vorbești. În momentul în care te vezi cu cineva, da, pentru prima oară, în secunda în care a pus ochii pe tine, gata, și a făcut o părere despre tine. Instant. Gen, instant. În momentul în care ești aici, în intrare în bloc, da, și clientul stă afară și apucă să te vadă pentru o fracțiune de secundă prin sticlă de la intrare, gata, și a făcut o părere despre tine. Știi de ce? Bazat pe modul în care ești îmbrăcat și modul în care te miști. Instant. Nici n-a pus să dai mâna cu el. Bazat pe lucrurile pe care le are în cap. De-a lungul timpului, orice om, da, are, interacționează cu diferite chestii. Înțelegi? Și își face păreri, beliefs-uri, păreri despre X, Y, Z situații. Când vezi un om îmbrăcat la costum și nu și cravată, zici succes. Pentru că ai văzut sute de filme la viața ta cu oameni succes îmbrăcați la cravată, ai văzut sute de filme cu oameni îmbrăcați la cravată că sunt avocați. Când vezi un om îmbrăcat la cravată, pe zici succes, om de succes, da? Când vezi un om cu pantalon rus, cu treni, cu turul pe aici, cu un șurie, zici boschet. În ghilimele, înțelegi? Adică omul judecă instant după aparențe. Judecă o carte după copertă, instant. N-ai văzut că mergi pe stradă și treci pe lângă un boschetar, zici bă, săracul de el. Nu neapărat că zici ceva rău sau bun, dar bă, săracul de el, judeci. Așa că dacă știi chestia asta, că omul își face o părere despre tine instant, cum te vede, un brăcăminte adecvată, da? Și un limbaj corpului adecvat. Limbajul corpului nu înseamnă neapărat Ha, să merge așa, să inspir credere. Și acum am oprit puțin aici pentru că nu vreau să intru în detalii, că dacă intru în detalii stăm 5 ore aici și nu mai face nimic. Dar asta este primul lucru de care trebuie să ții cont. Trebuie să formezi o relație între tine și client sau între tine și om sau între tine și model. Doi, trebuie să mergi să pui întrebări. Ce înseamnă asta? Te punem o întrebare legată de orice. O să zicem că vrei să-mi zici ceva un apartament. Punem o întrebare. De ce să-ți răspund? De ce să-ți răspund? Nu, nu, de ce să-ți răspund? De ce să-ți răspund întrebarea ta? m a întrebat ce hobby-uri am, da? Tu ca vânzător și eu ca cumpărător. De ce ți-aș răspunde la întrebarea Am spus că pasul 2 este întrebări, da? trebuie să învățați să puneți întrebări. De ce v-aș răspunde la oricare dintre întrebările voastre? Eu vin cu o întrebare, de ce mă întreb chestiile astea? Eu vreau să vă dau partenerul. De ce mă întreb? De ce mă uit la întrebări? Eu vreau să vă dau Întotdeauna, în momentul în care vrei să puneți o întrebare unui om, niciodată nu vii cu întrebări personale. El a făcut bine, dar tu n-ai făcut bine. Cum să mă întreb ce hobby am? De ce mai întreba? Pe păi tu ce ești? De ce te interesează? De ce te interesează ce hobby Știu că mă te interesează. De ce să-ți răspund? Ești salesman. Omul m-a întrebat direct ce apartament sau nu mai știu ce mai. m -a întrebat ce tip de apartament ai de, de ce mai a ce hobby nu te interesează. Asta n-are nicio legătură cu avansarea ta către a închide clientul respectiv. Și pe lângă asta m-a întrebat o întrebare personală, fără să încerc voie. Întotdeauna când voiam să pun întrebări oamenilor, le spuneam așa. Mă. Le spuneam așa. Datorită faptului că am o gamă foarte largă de apartamente, aveam trei, aș vrea să vă pun câteva întrebări, astfel încât să nu ne plimbăm prin blocul, să pierdem timp, să nu știu ce. Se poate ca să văd ce vă interesează direct. O, oh, da, cum să nu? Poți să mă întrebi. Și aici ne întrebam. Înțelegi? Întotdeauna cer permisiunea să pui întrebări. Eu, în mintea mea, plec de acasă, bă, vreau să văd apartamentul, dar nevastă mea i-a de pe bulevard, dar nu știu ce, și vine la tine, ce hobby ai. Ce înseamnă asta? Întotdeauna trebuie să cer permisiunea să pui întrebări. Da? Cu oricine vorbești. Niciodată nu pui întrebări fără să știi deja ce îți răspunde. Pentru că tu trebuie să faci un build la următoarea întrebare. În momentul în care ți-a pus întrebarea aia, eu știu ce o să răspunzi și răspunsul tot se va potrivi perfect pentru următoarea întrebare. Și tot așa. Și tot așa. Și tot să zici, bă, uite, mamă, ce, ce flow are, ce chestie, adică, uite, tot se trebuie... În mintea ta nu trebuie să existe bariere. Gen, red flag. Bă, ăsta ce face? Bă, ăsta ce Înțelegi? Nu trebuie să existe chestia aia. În momentul în care omul te-a interpretat ca un salesman, ca un de la gen care vrea doar să vândă, deși tu știi că asta vrei să faci, dar când dialoghezi cu el, tu trebuie să fii problem solver, nu de la care bagă pe dusul pe gât. Înțelegi? Eu de cele am multe ori, când interacționam și veneau clienții și ziceau, Hai să negociem, vreau care e ultimul preț. Știi ce făceam eu? Le ziceam așa. No, ok, am înțeles. Te negociăm, discutăm după, dar vreau să vă de ceva. De ce vrei să cumpărați apartamentul la mine? Și ziceau, păi cum, că ne place, că nu știu. Bun, dar de ce vrei să cumpărați apartament la mine? Și pe lângă asta, de ce vrei un discount? Și le spuneam felul următor. Pe mine nu mă interesează să vă vând. Eu sunt proprietarul. Agenții mei, da, le interesează să vândă pentru că ieșeau comision. dar pe mine nu mă interesează să vă vând. De ce? Pe mine mă interesează să vă rezolv problemele pentru că eu stau aici în fiecare zi și eu mă întâlnesc cu voi. Produsul meu, dacă vă rezolvă problemele, atunci da, vi-l dau. Dacă nu vă rezolvă problemele, atunci, mă rog, și făceam dita mai ul ăsta, astfel încât să-i fac pe ei să înțeleagă că eu sunt aici ca să le rezolv problemele. Și așa că discutam despre problemele pe care ei le au și dacă produsul meu le rezolvă. Cum ar face centrul roșu? Bă, vrei să ajungi rapid la orice rezolvare? Da, ești în centrul Vrei să ai aia, vrei să. -ai aia? Și le expuneam lucrurile pe care eu le rezolv. Și ziceau, a, da, nu știu. Și după am. A, și acum vrei să-ți faci și negociere, vrei să faci și discount. După ce că îți problemele, mai vrei și discount. În fine, asta este o chestie pe care o faceam eu. Dar ce trebuie să înțelegeți voi? 1. Întotdeauna, în orice prezentare, trebuie să formați instant o relație între tine și client și cum faci asta, bazat pe modul în care vorbești, cum te îmbraci și limbajul corpului. Da? Ce înseamnă modul în care vorbești? Cam uitați să vorbești despre chestia asta. Ce înseamnă modul în care vorbești? Tonalitatea, exact. Tonalitatea. În momentul în care pui mâna pe telefon, da? Și suni. Omul își face imagine mentală bazată pe modul în care suni, modul în care gen vorbești după tonalitate. Înțelegi? Și o să faci un fel următor. Pui mâna pe telefon și tu mă auzi pentru prima oară în viața ta, da? Și îți vorbesc așa. Salut, te sun de la... Pă... gata, gen, am murit. Dar nici... A, bună ziua, nu știu ce zi. Nu trebuie să fii super entuziasmat când îl suni. Pentru că o strici, o muzice, bă, asta ce face? Și nici nu suntem în America ca oamenii să fie obișnuiți cu doștia ciudați care sună și nu știu ce. Nu trebuie să sunt salish, dar nici boring. Trebuie să ai un ton adecvat. Doi, să înveți să pui întrebări eficient. Și cum pui întrebări eficient? Folosindu-te de bine de niște întrebări pe care tu trebuie să ții minte tot timpul, adică de pe un script și modul în care le formulezi și le spui. Adică, în momentul în care vrei să afli ceva important, le spui cu un ton mai jos. Acum, baza pe problema pe care o aveți cu locuința actuală. Ai văzut la în jos. Tu trebuie să duci pe om în diferite locuri. -a reu -a reu -a. Da, tu trebuie să duci pe om în diferite poziții cu subconștientul. Înțelegi? Subconștientul tău știe tot. Înțelegi, știe tot. Subconștientul tău când aude că eu vorbesc mai încet, de-a lungul vieții este obișnuit că atunci când cineva vorbește încet, vrea să-mi spună un secret. Și de 10 ori mai atent la ce spun eu. Înțelegi? Subconștientul decide tot. În momentul în care tu mă vezi pe mine că sunt îmbrăcat la costum și nu știu deja mi-ai dat valoare fără să fac eu nimic. Mi-ai dat valoare fără să fac nimic. Fără să fac nimic. Pentru că de-a lungul timpului, când ai interacționat cu, cu persoane care sunt îmbrăcate așa, care dau mâna așa și părerea pe care eu mă formez despre tine, da, ca om, se concretizează când scoți primul cuvânt pe gură. Punct. Am oameni care se uită la mine și mă, 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 că mă iau în brațe, mă bupă. Pentru că și le-am plăcut, am intrat pe supia lor. Astea sunt lucruri de care trebuie să țineți cont și nu, în ultimul rând trebuie să ai control. Cum ai control în momentul în care porți o conversație? Cum? În momentul în care pui întrebări, tu deții controlul. Tu deții controlul pentru că, în primul rând, tu trebuie să știi neapărat întrebările pe care le pui, nu-i pui întrebări așa că gen ce zvineție, -ți ție, pentru că trebuie să știi ce răspuns îți dă. Voi dacă credeți că vânzările gen par așa random, nu sunt random. Eu când îți spun ce o întrebare, eu știu ce răspunzi. Pentru că răspunsul tău mă ajută pe mine să-ți bag întrebarea a doua mai șmecheră. Și a treia întrebare mult mai bine. Și când ajung la ce mă interesează pe mine de fapt, Scriptură. deja, da, e scriptul, totul, trebuie, să, totul e scriptat. Nu trebuie să sun de parcă citești de pe o foaie mentală. Trebuie să fii în control. În control nu ești dacă vorbești mai de mult decât asculți. Într-o vânzare trebuie să știi să asculți bine. Nu trebuie să vorbești mult cum fac eu acum, vorbesc constant. Nu. Trebuie să știi să asculți. Nu ești în control dacă țipi sau vorbești peste el sau nu știu ce. Ești în control în momentul în care ai un script și tu îl iei pe client și îl duci. Uite așa, unde vrei tu. Te nu știu seama de ce faci. Dar tu așa îl plimbi. Pentru că tu îl plimbi prin niște etape pe care el nu e conștient de ce se întâmplă. Dar tu la nivel de subconștientul lui și conștient, tu știi ce faci. Tu nu vrei să-i vinzi, el trebuie să cumpere singur, asta e o strategie pe care am dezvoltat-o eu singur. Tu dacă încerci să-i vinzi, să-i bași pe gât, cumpă de la mine că îți fac ofertă că nu știu ce, omul face, devine, cum să zic, repulsiv, știi de ce? Pentru că nu îi dai timp să se gândească dacă e o decizie bună, dacă nu știu ce. Însă ce trebuie să faci tu decât să stai să-i vinzi? Proiectează-i ce înseamnă să lucrezi de cu tine. Adică fără să înțeleagă cum o să viața lui în momentul în care lucrează cu tine. Înțelegi? Mă lăsați pe mine să vă administrez afacerea, voi face cel puțin 30.000 pe lună. Când am spus asta, voi instant vă gândiți cum o să viața voastră când faceți 30.000 pe lună. Înțelegi? Tu nu trebuie să-ți spui, bă, cumpă de la mine că-ți faci că nu știu ce. O să ajungi și acolo. De fiecare dată când vorbești cu cineva, sau o spune ceva, să face așa, mm -hmm. să dai din cap. Poate tu te gândești la lulele și sulcele și la piramide. Faptul că tu dai din cap, îl face pe om să înțeleagă, bă, mie, gen, bă, te respect că mă asculți. Dar poate tu nu-l asculți. Ăsta sunt cel mai puternic lucru pe care eu l-am învățat și l-am folosit și au funcționat pentru mine. Astea sunt trei lucruri generale de care trebuie să țin în momentul în care vei să faci o vânzare.